Cei cinci cățeluși trăiau în fața unui bloc din cartierul Constanțean Dacia. De câteva zile dispăruseră, iar ieri un locatar i-a descoperit din cauza scâncetelor între pereți unor garaje de tablă. Nimeni nu și-a explicat cum au putut intra animalele în spațiul de nici 15 cm. După câteva încercări nereușite de a-i salva, oamenii au chemat protecția animalelor, dar în zadar. Abia după ce au fost chemați pompierii, cățelușii au putut fi salvați. Hai,